Uzina mecanică Rovinare a intrat în faliment, iar o mare parte dintre salariați au rămas pe drumuri. Disperați, cei care au fost dați afară săptămâna trecută au intrat astăzi în greva foamei. Oamenii spun că nu li s-au comunicat nici măcar motivele pentru care au fost concediați. Oamenii sunt disperați, deci oamenii sunt disperați. Au ajuns la capătul puterilor, au spus că asta este ultima forma lor de protest, chiar pe termen nelimitat. Chiar și dacă mor, au zis că nu mai au copii, au neveste. Fiecare acasă are de întreținut pe cineva. Iar aceștia nimeni nu-i trage la răspundere. Pe această cale chiar a jucat toate autoritățile, care sunt. Să vină, să sizeze, să facă controle. Am fost disponibilizați. Și care au fost motivele, v-au spus? Motivele, deocamdată, le știu ei. Despre ce este vorba și cum, n-a spus la nimeni. Doar în ultima zi, pe data de când s-a intrat în faliment, au anunțat disponibilizările. Câte persoane au fost disponibilizate? 67, din câte am înțeles, 67 de persoane. Oamenii sunt nemulțumiți nu numai pentru că au rămas fără un loc de muncă, ci și pentru că nu și-au luat salariile de luni bune, iar cele primite au fost cu rețineri nejustificate. De ce ni se ia dreptul de a munci, domnișoară? Pentru și banii ăștia puțini, avem familia acasă, avem copii. Nu că aveți datorii la bănci. Exact, sunt datorii la bănci. Cu ce plătim, cu cele? E curente, gaze? Mi s-a spus că ni se dă bani în anuare, salariul la mic din septembrie, noi n-am luat bani. Mi s-a dat jumate din lichidare din septembrie, domnișoară. Plus o lună de zile de anul trecut în care s-a aranjat să se bage la masa credală. Din ce trăim? Gândiți-vă și noastră, 4, 5 milioane, 6 milioane. Și nici ea nu ni dă. Nu domnul Popecea a avut această întreprindere. Să ni se spună și nouă pe ce motiv ne-a dat afară. M-a umilit. Am lucrat și în turnătorie, unde mi s-a dat salariul de mizerie. Am lucrat și pe podul la înălțime sus. Pe unde ne-a dat de muncă? Ce vrea să facem mai mult? Ne-a umilit, ne-a pus și la despădat de veciori, domnișoară. Angajații spun că nu primeau nici măcar salariul minim pe economie, iar șefii unității au mașini de lux. Da, avem câteva luni de când nu ne-am luat salariile. Dacă vreți să vă lăsăm și niște fluturași, eu am la mine să vadă niște fluturași. Cu ce salarii se trăiește în România? Și la această întreprindere, UMR, vă rog să filmați, salariul 200 de lei. Lichidare. 300 de avans. Uitați. 200. Uitați ce salarii, uitați, să vadă o țară întreagă, ce este la UMR. Uitați, tot prețul rămâne la servicii, nu stă de dreptul la muncă. Uitați-vă și dumneavoastră în această curte, firmă în faliment. Uitați-vă, filmați, vedeți cu ce mașini se plimbă, firmă în faliment. Mercedes-uri și ce au pe banii muncitorilor. Fiecare dintre ei vine cu merțant și cu... Și firmă în faliment. Venind la servicii pentru ei. Acum a venit și l-a chemat. Acum a venit domn director să le cheme, stai la discuții cu noi. Exact, în greva foamei, domnișoară. Până acum nu a chemat nimeni, nu ne-a întrebat de sănătate. Și nu merge să discutați cu dumnealui, să vedeți ce spune? Domnișoare, ce să ne spună? Spuneți dumneavoastră, ce pot să ne spună dacă nici măcar nu au un argument pentru cine a dat afară? Protestatarii susțin că, deși condițiile de muncă sunt grele, li s-au tăiat și sporurile. Nu li s-a dat spor de toxicitate. S-a ardea un motor la un ventilator, ars rămânea, nu se mai schimba. Niște condiții foarte mizerabile. Nu s-a dat spor de toxicitate, spor de muncă grea. Din 2001 s-a tăiat și grupa, aveam grupa 0. N-am mai beneficiat nici de grupă și condițiile totale au rămas chiar mai rău. Problemele de la uzina mecanică sunt cunoscute și de autoritățile locale din Rovinari. Pe lângă finanțe și furnizori, UMR are datorii uriașe și către primărie. UMR, în fapt, în trecut, până în anii 1997, au avut undeva la 2400 de angajați. În prezent... 53 de miliarde. Da, în prezent, apreciem noi din cauza managementului defectuos, au rămas doar 200 de angajați, dintre care și cei care acum se află într-o formă de protest extrem, o formă de grevă a foamei, și noi le-am acordat întregul sprijin. Avem acolo un echipaj de ambulanță să intervină dacă sperăm noi să nu fie cazul, dacă vor fi probleme de sănătate. Și la noi înregistrează o datorie foarte mare, respectiv 2 miliarde, peste 2 miliarde de lei. Iar masa credală este, de-a dreptul exorbitantă, se ridică la 30 de miliarde, vorbim în lei vechi. Peste 200 de persoane au lucrat pentru uzina mecanică Rovinari, dintre care mai puțin de jumătate vor fi preluați de noi proprietari. Unitatea a intrat în faliment după ce Complexul Energetic Oltenia a renunțat la mare parte din contractele de reparații pentru cariere.